Da, văd că este foarte multă mică pe pietrele astea. Da. Probabil de aia zicea pietrele albe, așa? Probabil, probabil. Da. Spuneați că marea bătălie între securitate și partizani, da, s-a dat aici. Aici s-a dat o luptă între, în special, grupul telegovenilor conduse de notarul public Ionescu Gheorghe și Spiru Blănaru. Au fost vreo 20 și ceva de partizani suprinși de trupele de securitate, pentru că ei lasără ostatici doi telegoveni care îi urmărea și erau oameni de partidului, sigur că ăștia au anunțat securitate și a venit trupele de securitate și a avut loc conflictul ăsta între ei, unde au murit doi dintre partizani și doi au fost prinși. Ceilalți s-au retras în părțile muntoase către Brebu și au urmărit în continuare prinderea lor în timp de câteva săptămâni. I-a cam prins pe toți. Mai a rămas pentru vara lui 50, Dorn Ionescu Gheorghe, notarul public, și cu Ghimbașa Iancu. Deci munții ăștia, practic, au adăpostit gruparea din Teregova. Da, munții ăștia care vedeți dumneavoastră sunt stropiți cu sânge de români adevărați, au luptat împotriva teroarii ciubii roșii a comunismului, care i-a dus, au venit pe tancuri sovietice și ne-a impus cu forța regimul comunist, teroarea, dictatura comunistă. Și îmi pare foarte rău că, uite, sunt la vârsta de 91 de ani și n-am izbutit prea mare lucru. Așa acum încă reconduc copiilor, urmașii comuniștilor. Probabil că o să ne conducă și nepoților. Deci dacă ați umblat prin munții ăștia, bănuiesc că îi știți și după nume, nu? Toate dealurile ce le puteți vedea dumneavoastră, de aici și până la frontiera iugoslavă și până în Valea Jiului, le-am călcat cu piciorul în cei 4 ani de zile. Fiindcă tot ați menționat frontiera cu Iugoslavia, cu Serbia, acum, ați avut vreodată intenția să treceți granița încolo? Am vrut să cercetăm și ne-am dus până la frontieră în 1951, prin august, am ajuns până la Najdaș, chiar o comună pe frontieră acolo. Am cercetat-o, am studiat-o și era extraordinar de bine păzită. Ne-am dat seama că trecerea noastră lui Iugoslavia nu era o izbândă, nu era o... pentru că ne-ar fi dat sârbi înapoi pentru vagon de sare, că așa făceau sârbi pe vremea aceea. Deci un vagon de sare, pentru că sunt versiuni care spun că erau nu știu câte sute de kilograme de carne sau... Domnule, sârbii pe vremea aceea aveau convenție cu Ceaușescu, nu cu Ceaușescu, cu Gheorghiu Dej și ne dădea înapoi, cum a dat și pe mulți alții. Am cunoscut foarte mulți deținuți frontieriști prin decursul anilor de pușcărie care i-a dat sârbii înapoi. Deci prinși pe frontieră sau da, după trecerea frontierei? Da, da. După ce au trecut frontiera, i-au dat înapoi. Aici văd că este și o cruce, o ceva. Ce da, e? Această troiță este ridicată tot în memoria luptătorilor anticomuniști din Teregova. E dedicat doar celor care au luptat la Pietrele Albe sau...? Nu, nu numai, pentru că la Pietrele Albe au fost foarte mulți, dar cum ați văzut, aceea un Petre Cojocaru care a murit nu de mult, stabilit pe Timișoara, de origine din Teregova, fost, mă rog, un simpatizat legionar, a făcut această troiță și am înțeles că a băgat și un borcan acolo, în pământ, cu o scrisoare că cine va căuta și vadă cine a fost inițiatorii acestei troițe. Mă rog, eu
am făcut monumentul din centrul comunii al Tiregova, pe care o să-l vedeți, și care l-a suportat asociația, cu bani asociații, dar eu l-am fost cel care l-am coordonat, am urmărit lucrarea și și ceva în amintirea eroilor care au luptat și care au murit săracii, sunt trecuți pe acest monument din Tiregova. Pe o parte sunt și grupul de sprijin care ne-au ajutat. Deci cei care practic nu erau cu arma în mână, dar v-au ajutat cu alimente, da, informații, da, da, sunt, v-au ascuns, da, dacă era, da, nevoie. Da, da, da. Ce am găsit eu prin arhivele securității, le plăcea foarte mult când prindeau câte un grup de partizani să facă un fel de reconstituire a acțiunilor operative de prindere a grupului și lichidare a grupurilor. Și le plăcea foarte mult să prezinte borcane. Când zic borcane, erau recipiente, nu neapărat să fie din sticlă, puteau să fie ceramice în care erau așa zise Biblii legionare, cu ghilimele de rigoare, sau documente ale partidelor istorice, liberali, țărăniști, membri simpatizanți sau chestii de astea. Și securiștii au împins foarte mult istoria legată de partizani către legionare. Practic pentru ei toți erau legionari. Domnule, o greșeală mare, pentru că această organizație au fost și liberali, și țărăniști, și apolitici, foarte mulți, foarte mulți intelectuali, ingineri, doctori, ofițeri, nu erau legionari. Or fi fost și câțiva simpatizați legionari, dar nu se ducea politică legionară de niciun fel. Toți aveau un gând, un singur țel, răsturnarea Partidului Comunist. Deci nu era o nici educație vorba politică? Și pe mine, sau... dar se vede în dosarele noastre, că deși ei au încercat să spună legionar, nu se pot, dacă ai dosarul la securitate, se vede că nu ai fost legionar. Dar ei vor să facă și pe ăștia lanți legionari, ca să nu se mai contribuie, să nu mai dea niciun marcă. E vorba că ar da un ban urmașilor, foștilor deținuți, politici, dar la legionar nu se dă nimic. Nu știu de ce condamnă atât de tare pe legionari și pe comuniști, nu, care, dacă facem o socoteală, mult mai multe crime au făcut comuniștii, Gheorghe Ojdel și Ceaușescu, decât legionarii. Asta, părerea mea, siguranță, dacă asta e părerea mea. O estimare reală, cu siguranță este așa. Da. Pentru că ei au avut grijă să-și spele urmele și... Da. Să falsifice istoria. Totuși, în 1964, prin luna iunie, Gheorghiu, deja înainte de a muri, probabil că Dumnezeu știe, s-a gândit la o faptă bună și a dat acest decret care toți politicii, indiferent de pedeapsă, s-au eliberat în mod treptat, când m-am eliberat și eu în iulie 64. Știți ce este curios? Practic, trupele sovietice s-au retras în 1958 din România. Da. Nu contează cum, că și acolo a fost o mișcare, un tertip folosit împotriva comandantului trupelor sovietice staționate în România, dar din 58 până în 64 au trecut o mulțime de ani. Da. În care oamenii încarcerați politic, că au luptat împotriva sovieticilor și a comuniștilor, au rămas în pușcării să fie schinguiți, și batjocoriți și umiliți. Domnule, s-au dat cote, domnule, de cereale, de carne, de ouă, de găini, cote, toate se duceau de spăgubiri de război sau duceau în Uniunea Sovietică. Pe vremea când eu m-am eliberat de la pușcărie în 1964 și am venit în Tiregova, mi-aduc aminte că veneau colectorii să fac contract pe porc, să-l dau la sa, să fac contract pe vițel, să dau ouă, să dau porun, să dau tot ce puteam și nu aveam. Mulți oameni se ducea și își cumpăra, se predea cote, nu putea, îl băga în pușcărie. Și atunci, astea nu pot fi considerate crimă în... mentalitatea lor de securiști, așa? Asta a fost regimul comunist. Iată-ne și ajungi la primăria Tiregova. Aici suntem sub nucu unde... Da, mai bine vă las pe dumneavoastră să povestiți. Acest nuc era foarte subțire,
pe vremea aceea, în 1949, și cei doi partizani omorâți de securitate aici la Petrele Albe, luptele care s-a dus la 22 februarie, i-a adus securitatea și a răzimat de acest lucru care era foarte subțire. Au stat vreo 2-3 zile oamenii aici sparți, plin, împușcați, sparți de pistoalele lor și după aceea i-a luat într-o noapte și i-a dus undeva unde s-a aflat pe parcurs. Și acum câțiva ani în urmă a venit niște cercetători istorici, domnul profesor Marius Oprea și cu acest de la Turda, Petrov. A, cu Gabriel Petrov. Așa, sau... și i-a desumat și... Dar unde deci, sunt îngropați? Acum sunt îngropați la un cimitir unde ia un... îngropat, a venit doctorul legist, procuratura, s-a făcut o mormântare creștinească. Practic ei, după ce au fost luați de aici, au fost aruncați într-o groapă undeva și am participat și eu acolo. Ia câte după 60 de ani, domnule, oasele, s-a găsit o furculiță de alumin care era și lingura, lanțe care le avea la picioare ca să nu ludice timp de iarnă. Și aceea furculiță și lanțe și crucea de acolo, de la care a fost pusă, a fost o cruce de fier, de tablă și din tablă făcut Mântuitorul Iisus Hristos, cu cetățenilor făcut. Da, da. Crucea, lingurița și lanțele sunt duse la Sighet, la muzeul de la Sighet. Eu le-am dus de la propunerea la cererea lui domnul profesor Marius Oprea. Și aici, în primăria asta, în clădirea asta, a fost acel atac da, aici de eliberare? Da, de eliberare la două persoane care au fost arestate de jandarmi pe vremea aceea și au venit grupul acesta de partizan condus de Iorescu Gheorghe și Spiru Blănaru și Ghițu ăsta Urdăreanu și i-au eliberat, i-au scos. Iar după aceea, tot în iarna aia, s-a dus atâtea lupte și la Petrele Albe și au început să-i prindă, să-i omoare și s-a cam terminat cu telegovenii în iarna lui 49. Morți, condamnați la moarte, executați, morți în luptă, puțini mai prinși și condamnați și după aceea scos din celulă și executați. Executați. Da. Practic, după... să zic, lichidarea sau distrugerea grupului, chiar dacă nu i-au lichidat pe toți, mai erau câți? Au rămas din grupul teregovenilor, am rămas până în 1950 încă două persoane, Ionescu Gheorghe, notarul public, care era șeful grupului teregovenilor, și Ghimboșa Iancu. Dar și pe ăștia a fost prins și în 1950. Notarul Ionescu Gheorghe a fost condamnat la moarte, executat. Acum s-a împlinit 70 de ani de la execuția lui. Iar Ghimboșa Iancu a primit 10 ani, a făcut 10 ani, a venit, s-a eliberat și a murit acasă. Domnule Ciurică, pentru cei care au urmărit scurtmetrajul nostru Origine Nesănătoasă, sunteți deja cunoscut, dar haideți să vorbim despre dumneavoastră pentru absolut toată lumea. Și mai ales pentru că ne veți dezvălui o pagină de istorie pe care foarte puțină lume o cunoaște. Și aș vrea să avem o conversație liberă în care o să vă adresez întrebări pe care simt eu că publicul larg ar vrea să le afle răspunsurile, la care ar vrea să le afle răspunsurile și să nu vă simțiți cumva ca la un interviu la care... dumneavoastră vi se spune, povestiți. Sunteți de acord? Da. Dacă sunt întrebări incomode, spuneți următoarea întrebare. Da. Ați făcut parte din grupul de partizani anticomuniști ai colonelului Uță. Haideți să o luăm. Cum ați ajuns dumneavoastră în acest grup de partizani? Domnule, colonelul Uță, prin 1947 s-a retras în părțile noastre aici ale Carașului, în special în comuna Codereva, dându-și seama că este urmărit. Și
La începutului a fost la un cetățean oarecare, Vulpe și Pătru, și îl întrebau cetățenii, băi, ce... Am o slugă, un servitor la animale. Dar asta n-a durat mult când securitatea l-a depistat și a fost nevoit să se retragă în pădure. Retrăgându-se în pădure, au început să își recruteze oamenii. Așa se face că și tatăl meu, Ion Ciuică, deși noi eram din județul Medinți, nu din Barat, dar se hotărăsc bărățenii de aici cu noi la munte acolo și ne cunoșteam. Mai ales că tata avea și un frate la Rusca Teregova aici în Barat și așa se ia legătură tatăl meu Ion Ciurică și nu am știut eu, auzam, dar nu am știut precis, până în 1948, când tatăl meu zice, băi, vrei să mergi bine cu mine la munte? Merg, tată. Și văd că își pregătește niște bagaj, pune pe cai, pe doi cai, nu știam eu ce a pus pe cai, nici nu mă interesa, și am plecat la munte. Mergând, e o distanță oarecare de la Baia de Aramă până la Muntele Olanu, pentru că în Muntele Olanu tatăl meu avea o proprietate de 300 de hectare, gol și pădure, gol de munte. Și acolo aveam niște animale și, bineînțeles, și alți cetățeni erau cu animale, nu numai animalele noastre. Și spune tata, băi, zice, nu mai trăm pe acolo, zice, soare mult și dăm pe aici pe scurtătură, prin pădure, până la, după ce am trecut Cerna. Ce cunoști tu drumul ăla, stârminosul, ploschit? Păi zic, cum să nu-l cunosc? Păi dăm pe acolo. Bine, tata. Și mergând prin pădurea Olanului, până ajunge la stână, deodată apar niște oameni în fața noastră. Eu m-am speriat, sincer să fiu, pentru că nu mi-am dat seama cine sunt. Erau oameni îmbrăcați în tot felul de haine, nu uniformă oarecare, îmbrăcați sărădește, dar înarmați. Și fiecare în pălărie, că era timp de vară, sau ce avea bască, poate și vocăciul, avea tricolorul și regele Mihai. Atunci mi-am dat seama că și când am ajuns în fața lor, tata dă mâna cu ei, ba, mai mult să sărută și frate Ioane se adresează către tata, hai să ne tragem mai într-o parte, așa să nu cumva trece cineva pe poteaca asta, deși era un drum necirculabil așa, era un drum mai rar, întâlneai un călător. Și ne-am dat într-o parte acolo, ei au dat bagajele jos de pe cai, și atunci am văzut eu că pe cai era alimente pentru ei pregătite. Deci, întâlnirea mea a fost făcută fără să-mi dau seama, dar tata avea întâlnire cu ei, stabilită probabil mai dinainte. Credeți că a făcut întâlnirea asta, a organizat-o în felul ăsta, astfel încât să vă introducă pe dumneavoastră? Eu cred treaba asta. Și nu cred mai mult sigur, pentru că acest colonel care toți îi zicea Mătușoniu, aici în Banat, termenul ăsta de Mătușoniu, speculativ ăsta, se spune la un om mai învrăsit, mai neam ceva, Mătușoni. Un fel de unchi, ceva? Da, așa ceva. Și toți îi s-a adresat Mătușoniule. Și acest colonel, zic Mătușoniu, îi zice lui tatăl meu, măi frate Ioane, și a venit cu băiatul, zice, acum el vede, știe și tata îi garantează că Mătușoniule, eu cunosc feciorul, cunosc, știu ce poate, n-aveți nicio problemă, probabil, nu că probabil, sigur ne va fi de ajutor. Sigur că eu eram tânăr, ușor, eu mă puteam străcura cum am și fost, nu eram băgat în seamă, chiar dacă treceam pe lângă o patrouă de miliție cum erau ei, la vârsta mea, probabil că nu îmi dă atâta importanță ca la un om matur, nu. Cât avea? 17 ani? Păi în 1948 și eu născut în 31. 17. Și din acel moment eu am ținut legătură cu acești oameni
ducându-le și informații și mâncare, dar mai mult m-au întrebuințat ca un fel de curier, cum se spun. Mi-au dat de mai multe ori scrisori și le duc la diferiți cetățeni, oameni de legătură. Asta într-un tip oarecare, nu imediat. Când și-au dat ei seama că sunt un bun secret, păstrez, nu divul, nu discut. Și așa se face că mi-a dat o scrisoare, mi-aduc aminte, la un fost maior deblocat, dat afară din armată, de la Baia de Aramă, unul Costache, Ionescu Constantin Costache, zicea lumea. Și el mi-a dat scrisoarea pentru cei din pădure, adică pentru partizani. Tot la fel mi-a mai dat scrisori de mai multe ori, nu numai una sau două, la un oarecare, la un cetățean, la Avram Ion din Sacul, un om cu o situație materială bună, fost deputat pe timpurile vechi, în regimurile, mi se pare că țărănist, iară cu o situație bună materială. Și așa se face că pe tata l-au depistat oarecumva și l-au arestat în 1949-1950. Deci la aproximativ un an după ce v-a introdus în lumea asta. L-a arestat și eu fiind de la arestat în 50, în luna iulie, primesc o scrisoare de la niște partizani, Duicu Nistor, Mutașcu Dumitru, Ișfănuț Dumitru, Căraibot Ion, măi Nicolae, du-te cu scrisoarea asta la Avram. Și iau scrisoarea, plec. Este adevărat că în Rusca m-am oprit, în Rusca Teregoa, la un frate al tatăl meu, Dan Ciurică, și știu că i-am spus, mai unchiule, mă duc până la Sacu. Lucru care probabil nu trebuia să-l spun, dar i-am spus. Nu i-am spus eu de ce și cum. Și am plecat la Sacu, cu trenul. La Sacu, la intrare în comuna Sacu, pe mâna dreaptă, avea casa acesta Avram. Mai pusesem la el de mai multe ori, mă duc. Eram tânăr, dar eram bine instruit, știam ce aveam de făcut. Bună ziua, măi nene Ioane, zic, uite, am venit cu o scrisoare, dar fii atent, în cazul că te întreabă cineva ce caută, că așa era lumea atunci, curioși. Spui că un cetățean vrea să cumpere niște porumb. Am intrat în urmă, n-a durat mult, nu știu dacă a durat 10 minute, nici atât poate, la trăcânile curte la om, ies afară doi milițieri. În uniformă? În uniformă, da. Și le întreabă dacă are pe cineva stăi. Da, un cetățean a venit să cumpere ceva porumb. Da. Și au uitat înăuntru. M-au legitimat, cerindu-mi buletinul, le-am dat. Dumneata, mergi cu noi până la post să dai o declarație. Da, când am auzit, imediat mi-am dat seama că totul s-a terminat. Dar nu m-am arătat cu frică, cu teamă, cu spaimă, panică, nimic, indiferent. Mai avea scrisoarea asupra dumneavoastră? Nu, era dată la el, nu era la mine. Deci, practic, cum m-am dus, i-am dat scrisoarea, am luat-o și el ce-a făcut cu ea, nu mai știu eu. Practic, dacă v-ar fi percheziționat, Nu găsa nimic. Și mergând spre postul de poliție la Sacu, postul de poliție pe direcția unde era și halta, adică Sacul are o haltă, nu-i gară. Pe direcția aia era și postul și mă întreabă unul dintre ei, măi, taică, tu unde-i? E arestat. Unde e arestat? După cât am auzit la Creva, ce vrei să te întâlnești cu tata dubitoare? Păi zic, cum să nu vreau să mă întâlnesc cu tata? Păi atunci nu mai mergem la post, mergem să te întâlnești cu taică tu. Mi-am dat seama că ei nu erau de la post și într-adevăr, nu s-au băgat la poș, au mers cu mine la halta Sacu. Când ne-am urcat în tren, trenul pe vremea aceea nu era ca acum mai electrificat, era cu cărbune locomotivele alea. Când ne-am urcat în tren, spun, băiatule, fii atent, nu ești arestat,
Dar nu ai voie să părăsești compartimentul fără aprobarea noastră. Nu, domnule, de ce să părăsești? Eu m-am făcut indiferent. Mergând, mi-am făcut toate planurile, chiar cu riscul vieții, să scap de ei. Și m-am gândit că numai acolo unde trenul merge mai încet, urcă un pic, de la Teregova la poarta, e un pic de pantă. Zic, acolo să încerc să ies, să cer permisiunea să mă duc la toaletă, lucru care l-am și făcut. După ce am trecut de gara poarta, de gara Teregova, urcând spre gara poarta, erau, după câte am observat, obosiți. Unul chiar cu căia cu diabinilea. Și zic, domnule, aș vrea să merg la toaletă. Mi-a confirmat care era lângă mine că pot să merg, a dat din cap. Eu m-am săltat, dar cu ochiul atent la el. Și l-am observat că s-a sculat și a plecat în urma mea. Însă mie nu mi-era gândul de toaletă sau ceva, cum am ajuns în dreptul ușii de ieșire, am izbit ușa și am sărit din tren, ținând cont cum se sar. Mi-am făcut toate planurile, că dacă sar, trebuie să sar în direcția încotro merge trenul, că altfel mă băga sub roți. Am sărit și m-am lovit, bineînțeles, de petrele acelea, că era și petre și un ticăliș, un tufe, că nu era un câmp deschis. Lucru bun pentru mine, că să nu mă poată, dacă în caz de ceva. M-am lovit pe la genunchi, la coate și după ce m-am îndepărtat la 100, 200, 300, nici atât, am auzit scârțăind roțile, au tras alarma, dar degeaba că eu m-am dus. Și dus am fost și am ajuns la cei care mă trebuiseseră cu scrisoarea. Le-am povestit, au fost mirați felul cum am procedat. Băi, zic, uite care-i treaba, eu pot să mă duc să mă predau, că doar nu am fost arestat. Au spus că nu s-a arestat, dar să nu-l părăsesc fără consentământul lor. Mă duc și... Măi, tu te duci, dar știi prea multe. Doar numai un om să spui și din ala scotei, tu ai să spui de bătaie și ce nu știi. Asta cam așa era. Dar nu putem să luăm o hotărâre. Că suntem noi, trebuie să ne întâlnim toți, că nu vrem să vină nenea Ion de la achisoare și să nu mai fi, să întâmple ceva cu tine și să spune, bine, bă, ce ați făcut? Și imediat, prin relațiile care le avea, în a doua, a treia zi, s-au întâlnit cu toți, mai erau 10 iși. Colonelul Murisea. Grupul pierduseră foarte mulți oameni, morți în pușcărie, morți în luptă, mă rog. Și află și ăștia cele spuse de bine cum s-a petrecut și s-a hotărât. Deci în sufletul meu eram eu hotărât că să nu mă mai duc, pentru că știam ce mă așteaptă. Și am depus jurământul și am rămas cu ei 4 ani de zile. În 4 ani de zile am fost încercuit de 8 ori. A 8-a oară m-a prins. Trădat, în 1954, în joia patimilor, 22 aprilie, am fost vândut, judecat, condamnat 25 de ani. Eliberat de Gheorghe Udeș cu decretul acela din 1964. Asta a fost, practic, povestea inițierii dumneavoastră în partizanat, să spun. Da. Deși înainte le mai făcuse servicii de curierat, informații, da, și așa mai departe, dar acum cu depunerea jurământului intrați, da, luptător cu arma, da, în mână împotriva comuniștilor. Da. Vi s-a făcut vreun fel de instructaj politic? A încercat cineva să vă tragă într-o direcție, să zic, legionarii, țărniștii, liberalii, cineva, nu, sau nimic? Nu. În grupul colonelului Uță a fost și liberali, și țărăniști, și simpatizanți legionari, și apolitici, foarte mulți. Foarte mulți țărani, foarte mulți intelectuale, ingineri, ofițeri. Spre exemplu, a fost un oarecare Târziu, inginer, avocat.
îmi scapă numele inginerului care l-a pe Cruceta, așa e că ești bătrân. Așa, foarte mulți. Comandorul Domășneanu de la Iablanița. Foarte mulți oameni intelectuali care au fost în organizația colonelului Uță, dar șeful principal al nostru, al întregului grup, era colonelul. Aici, în Teregova, a fost o organizație condusă de notarul public Ionescu Gheorghe, notar licențiat în drept, dar tot în legătură cu colonelul. Colonelul era, dar pentru teregoveni a fost acest notar. Iar pentru domășdeni era Spiru Blănaru. Acest Spiru Blănaru avea o nuanță legionară, mă rog, a fost el. Erați deja membru al grupului colonelului Uță, da, sau deja colonelul era mort când eram membru al colonelului Uță, pentru că eu cu colonelul Uță l-am întâlnit în 48, dar atunci când eu am ajuns în grup, colonelul era mort. Era mort. Da, și colonelul este mort în 1949, 12 februarie, vindut. Vi s-a povestit exact cum s-a întâmplat trădarea și da, cum s-a întâmplat de a muri? Știu exact trădarea pentru că am stat cu doi oameni care au fost atunci când a murit colonelul. Deci când a murit colonelul în luptă, au scăpat cu viață doi înși. Baderca Iancu, din Medzică, care era mai mare ca mine cu 3 ani, și Mutașcu Dumitru, zis Fus, din Verindin. Ăștia au fost atunci când au fost vinduți ei la Borloveni, în 12 februarie. Și în 12 februarie 49, un medzincan zice către colonel: Mătușonule, m-aș duce până acasă să-mi iau haine. Bine, mă, du-te, dar fii atent să te grăbești, că plecăm de aici, nu mai stăm mult aici. La Coliba, la sălașul Moșmeilă Cărăbea ăsta, era cu sălașul lui acolo la Borloveni, undeva aproape de sat. Și moșul i-a primit pe ei la ei și moșul era în legătură cu ei. Și i-a dat drumul să ducă acasă. El nu s-a dus acasă, s-a dus direct la postul de miliție. Când s-a dus la postul de miliție, s-a prezentat, era femeia noaptea, femeia milițianului, el era pe teren milițianul, s-a speriat. Nu știu, a venit milițianul, i-a dat de vorba, în sfârșit l-au luat și pe un frate de al Moș Meilă Cărăbă, pe unul Dionisie, și s-au dus cu el acolo și pe turnătorul ăsta și au încercuit sălașul. Zice Mutașcu către mine: eu am ieșit afară, noaptea fiind, eu am ieșit afară și Mutașcu era un bărbat înalt. Dar, zice, am ajuns cu țava armii la țiglă. Da, nu era prea... Și când s-a produs gomotul ăsta, țava la gomot, s-a deschis foc de către... Era încercuit și probabil zgomotul ăla i-a determinat pe ei, probabil, ori crezut că-s descoperit sau cumva. Și s-au tras focul circa o oră și jumătate. Colonelul a murit mai de un marjină pădurii cu mitraliera în mână. Dacă nu l-ar fi împușcat și datorită focului care l-a subținut colonelul cu mitraliera, au scăpat ăștia doi, cu care am stat eu după aceea 2 ani de zile. Acolo moare colonelul Ilie Voica din Domajna, moare Moș Mâilă Cărăba, rănește pe Vlădescu Mircea din Lucavița și îl prinde rănit și dă 20 de ani și îl scoate din celulă și îl omoară, iar ăștia doi scapă, cum vă spun. Deci, practic, colonelul a tras să le acopere retragerea, da, ultimelor doi supraviețuitori. Da, da. Baderca Iancu, care a stat cu el 2 ani de zile, este vindut de Curescu Victor, care m-a vindut și pe mine la Buzaosli, prins și condamnat la moarte. Atunci când Curescu Victor
a fost prins, el nu a spus că a făcut nimic rău, dar totuși a vrut să se știe la activul lui o treabă. Împușcase o deputată. Comunistă? Comunistă. Bineînțeles că deputat pe vremea la sat, numai comuniștii avea deputați, așa, care băgase foarte mulți oameni în pușcărie din verindinul lor. Și el, fiind verindean, a împușcat această deputată. Mundeanu, în sat îi zicea Bărosoane. Când a fost întrebat cu Rescu de Bărosoane, de aceasta, cine... Mutașcu, fus împușcatul, spune el, Victor. Și Victor a umblat în uniformă pe toți mulți și ce-a putut, rău a făcut. Așa spune de Ișfărâns Dumitru și moare, așa spune de Bădărca și-l prinde, așa spune de Bălica și-l prinde. Și când spune de Bădărca și-l prinde, o spus că Bădărca ar fi împușcat un ofițer, un securist, care pătrunsese în grupul colonel Uță. În 1948, așa ceva, doi tineri securiști au spus că sunt studenți bucureșteni, urmăriți de securitate și au ajuns până la colonel. Tot felul de minciuni colonelul i-a primit, dar nu i-a înarmat cu nimic și tot timpul supravegheați. Nu mai putea să fugă de acolo. Și declarați. Cine ești? Unde ai făcut aia, ca la securitate. Colonelul trimite tot felul de oameni ai lui, curieri de ai lui oameni și aducea știri. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Până la urmă, reiese cine sunt. Din informațiile colonelului, ofițer de securitate, nume. Și atunci colonelul, undeva pe pădurile Verindinului, așa îi zice, Valea Cățelii, trecuseră vreo două luni de zile cât o stat. Măi băieți, zice colonelul către ei, m-am convins că sunteți într-adevăr așa cum ați spus, dar nu mai stă mult aici. Un turnat de post de vară era, nu în pământ, o covercă cumva. Facem ceva de mâncare și plecăm, ne mutăm de aici. Pentru treaba asta, eu vă spun lucrurile care mi le spun Ian cu mie. Pentru treaba asta, duceți-vă și voi și aduceți niște lemne de alea uscate. V-ați văzut voi ce lemne aduc ăștia uscate? Ce da. Ei, aduceți din alea. Ce lemne? Lemnile alea de creangă de fac fără coajă nu prea fac fum. Că n-aveau coajă. Fumul mai mult la coajă. Aduceți lemne din alea, faceți ceva de mâncare și ne mutăm. În prealabil, fără să știe ei, face apel la grupul care, băi, le mai dau o șansă, deși sunt convins că sunt securiști. Îi trimit după lemne. Care dintre voi vreți să vă duceți să-i urmăriți? Vin cu lemne! E o șansă, îi mai încercăm. Nu vin? Ia chitați. Iancu, e unul. Și Iancu spune, trebuie ce vă spun eu acum. Și băi, Nicolae, mă duc. Și îl văd, îi văd. Lua creje din alea și se uita către adapostul ăla unde era ei, dar când au văzut că nu-i mai văd ăia, adică grupul, nu-i mai, se depărtase, dă-te drumul la bățele alea, Valea, fugea, mai și trag și împuș pe unul. Urta cu mine, împușcă pe alălalt, că doi înșor. Victor spune treaba asta, că o făcut Iancu. Când Victor îl dă pe Iancu și îl certetează pe Iancu, Iancu nu o recunoaște. Și atunci îi stă Victor în față și spune cum a fost. Și atunci Iancu recunoaște. Dar Iancu zice atunci, păi și tu ai împușcat pe Bărosoane. Ah, zice, păi și tu ai făcut, mă, până acum ai spus că n-ai făcut nimic.
și îl condamnă la moarte și pe Victor, și pe Iancu, și pe Balican. Și execută în 1953, în august. În 52 prins și 53 execută. Iar securistul ăla care venea la mine, care a fost după mine, care mi-a spus el mie, cum măi, Curescu, execut? Da, păi ce, dumneata, nu știi? Nu mă, că a colaborat bine cu noi. Păi eu știu că a colaborat, dar uite de ce l-a pușcat. Da. Este, să zic așa, o pedeapsă bine meritată, nu? Acum, timpurile sunt altele, mult mai calme în aparență. De fapt, nu sunt calme deloc. Numai că tinerii au impresia că libertatea e ceva care au primit o moștenire și va rămâne moștenire copiilor lor. Și nu numai libertatea, multe li se par că li se cuvin. Și nu înțeleg că cineva trebuie să se sacrifice pentru ca acele drepturi să se păstreze. Sunt convins că mulți dintre ei poate și-ar petrece o zi în pădure cu părinții sau cu prietenii, dar când se lasă întunericul direct acasă, la un pat cald, un ceai, o supă, ceva. Dumneavoastră ați trăit zi și noapte 4 ani de zile în pădure și nu e vorba numai de a trăi acolo. De a trăi cu frica trădării și căutați în permanență de securiștii și milițienii care împânziseră munții ăștia. Cum vă simțeați? Haideți să fiu mai concret. Descrieți-mi o zi normală, dacă putem numi o zi normală din viața unui partizan, din viața dumneavoastră de atunci. Dragul meu, aveam în spate mâncare de 2-3 zile. Aveam câte 100-120 de cartușe, pistol, deci aveam o greutate în permanență. Și în permanență, noi numai noaptea umblam, nu ziua. În permanență, mi-era cureau după cap, mâna pe trăgași. Nu știam de unde sunt sobat. Când plecam, în grup, formam echipă de cercetași. Unu sau doi, și doi, da, de obicei unul. De ce? Pentru că erau posturi fixe unde nici nu te așteptai, pe câmp. La o poteacă, la o răscruce de drum, undeva posturi fixe, pânde de ale lor. De securiști. Securiști. Și trăgea fără somație, mai ales dacă vedea 3-4 iși. Dar dacă vedea unul și nu știa exact așa la noaptea, se întâmpla să sobeze. Și atunci ăla când era somat, ăștia lanț din spate, ăsta imediat se trătea jos, deschidea foc și ăștia lanț îl subținea cu fost să scadă. Era o soluție. Altfel, vă dau un exemplu. Aici, în pădurile Veridinului, eu vin de la munte cu 2 cai, pregătiți să mergem spre frontieră, să vizităm și noi să cercetăm frontiera. Și eu cum venisem noaptea obosit, cu caii fără șei, acelea am încăpătat noi niște șei pe cai, am pus bagaj, pe cai ce aveam, noi eram 10 inși, plecăm sara din pădure și formăm cine va fi. Făceam cercetași cu rândul. O oră, două, unul, o oră, două, altul, nu tot timpul, o noapte întreagă, dacă mergeam toată noaptea. Și acest Victor Curescu e primul sar atunci și el singur. Și noi eram în urmă. Eu eram chiar ultimul călare pe cal. Și zice mutașcu către mine, măi Nicolae, tu nu te dai jos de pe cal, că ieșeam din pădure în poiană, zicea Poiana Roșului, la Verindina, aici undeva. Zic, lasă că dacă e ceva sar și de pe cal, am spus eu. Eu deja
eram pe o parte cu picioarele amândouă, că mă dărea fundul din cauza calului de unde venise eu. Mă dorea și zutul din... Nu, păi de... Și, domnule, ăsta trece, nu-l oprește nimeni. Nu-l oprește nimeni. Și când am ajuns noi, ne-am ieșit din poiană, și din stânga, și din dreapta, cum era drumul, am primit foc. Nu s-o bace foc. Ne-au împușcat ca ei. Pe noi nu, n-au reușit pe niciunul. Asta, ne-am pușcat cai și eu am căzut cam rău, cum mi-am dat drumul, era potea că am mâncat așa adâncă, era ca un fel de șanț. Și în șanțul ăla am stat și când ei au făcut numărătoarea să retrăseseră și undeva, măi, Nicolae nu-i. Și au observat unde sunt eu, că ei trăgea și dintr-o parte și din tata, dar nu mă putea pe mine în șanțul ăla, că n-avea cum. Numai dacă venea lângă mine. Trecea cătușii peste mine, noaptea. Și ori contraatacat ei, au fugit un post din partea de la vale și am putut să ieși, am scăpat și m-am dus. În permanență erai cu moartea în față. În permanență. Nu știai de unde poți. Din stânga, din dreapta, nu puteai să știi. Dar era avantajul, eu am crezut că eram tânăr, sănătos, tânăr, eu n-am știut ce fular, n-am știut ce bănuș, mai frigul pe mine nu. Ei, acum s-a schimbat lucrurile. Practic, atât dumneavoastră cât și ceilalți, v-ați sacrificat în felul acesta, cu speranța că cineva vă va ajuta la un moment dat să ieșiți din pădure, să fiți în legalitate și să terminați cu comunismul. Așa am crezut. Ne-a mințit americanii cum ne minș acum. Eu nu m-am nicio speranță. Eu știu de la bunicul meu că adormea cu capul pe acel difuzor, că nu era radio atunci, în așteptarea veștii că vin în sfârșit americanii să ne elibereze de ruși. Dar nu s-a mai întâmplat. Bănuiesc că ăsta este unul din motivele pentru care mulți dintre partizani s-au disperat, s-au dus, s-au predat, că n-au mai suportat, n-au mai văzut niciun final la acest sacrificiu. Familiile acasă sufereau pentru că securitatea îi lua de acasă, femei, copii, părinți, îi tortura, îi elibera, îi strămuta în alte locuri să-i facă pe partizani să se predea. Plus cenzura, informațiile nu ajungeau, nu se putea. Undeva în 1952 și 1953, nu sunt sigur dacă a fost securitatea sau chiar au fost anglo-americanii, să-i punem în aceeași tabără, pe englezi și pe americani, au parașutat niște foști legionari, cel puțin așa zic organele de securitate, în pădurile din România, cu armament și hrană, acele rații militare, plus medicamente și bani, pentru a menține flacăra asta a partizanilor, a luptătorilor anticomuniști, aprinsă. Ați auzit vreodată despre așa ceva? V-ați întâlnit cu vreun parașutat, indiferent că era străin sau român? De auzit, am auzit, dar de văzut, nu am văzut. De auzit, am auzit că a fost ceva parașutați, armament, dar nu am văzut. Noi am avut armament procurat de colonel. Aveam armament suficient. Ca să revenim la colonelul Ion Uță, la Mătușoniu. El a fost prefect de... De Severin. Numit pe timpul lui Antonescu. Și a prevăzut cumva
necesitatea organizării unei lupte armate împotriva rușilor? Da. A fost convins că se va, de altfel era vorba și de organizație și că vor veni americanii cu roaba, dacă venea tot așa, așa, și că noi vom fi primii care vom acționa, vom, ce să fii primii, că colonelul Uță sub comanda lui a fost la 70 de oameni, inclusiv și ăștia care, cum a fost Ștergoveni, 22, dar niciodată n-a acționat toți, pentru că murea unii, azi venea unul, păi mâine murea altul. Eu, Dumnezeu știe, nu știu cum, sunt singurul supraviețuitor din grupul de partizani. La vârsta mea sunt singurul. Dumnezeu m-a apărat și nu știu. Este adevărat că, domnule, n-am făcut rău la nimeni. Spre exemplu, când eu am fost arestat, prins, m-a dus în fața colonelului Moiș. Ăsta, am auzit că era fecior de preot, de pe Maramureș, un bărbat frumos, elegant, civil. Când l-am văzut, eu m-a băgat la el în birou. Mi-a luat lanțele de la picioare, că m-au legat la picioare și la mâini. Mi-a luat lanțele de la picioare și la mâini. M-a băgat la el, a luat o poziție de drept ofițer, aia parcă era și zice câtă mine, zâmbind, ia loc. Când mă așez, să-mi dau peste cap din cauza fotolului lui moale, de el zâmbește. Băi, ciurică, tu ești învățat să stai pe stânci, mă. E adevărat că nu am crezut că e așa de boale. Zeserea ce a reportat, zice, și îmi spune așa, fii atent, niciun fir de păr nu se clatine din cap fără aprobarea mea. Eu sunt colonelul Moiș. Atunci l-am văzut și am știut că ăsta e Moiș, nu știam. Nu l-am văzut până atunci niciodată. Dar auziți-se minunile lui. Niciun fir de păr fără aprobarea mea, dar asta depinde de tine. Ești sincer? Spui adevărul? Maximul 3 săptămâni, nu ne pleci acasă. Pentru că noi știm tot. Noi știm tot ce ai făcut. Dar vreau să văd dacă e sincer. Și apoi scumpul meu drag, el credea că eu cred ce spun el către mine. El vindea castrăvezi la grădinar. Bă, la grădinar nu vinde castrăvezi, că ala știi ce-i castrăvetele, dracule, nu? Păi, eu îi spun, domnule colonel, eu ce știu, vă spun tot. Tot vă spun. Ce știu? Apasă pe un bomb și vin doi jalați și mă ia. Îmi pun niște ochelari. Păi zic, domnule, eu văd. Păi pentru că vezi. Mi-au pus niște table de aia ochelari să nu văd. La ce și mă, și mă vârte, mă duce, mă suce și mă bag într-o celulă. Când mă bag în celula aia, eu eram instruit că în celulă va fi un turnător. Și l-am trătat ca pe un turnător. Dar nu era un turnător, era un securist, dragul meu. Un securist boit, negru, ca și cum ar fi fost bătut. Că după ce m-a aruncat în celulă, el și-a încuiară celula, el se dăte la jos, se apropie de ușă, plecară și a început să-i înjure. Futule aia și ala. Ce ai făcut, domnule? Cu ce cheamă? Ce ai făcut? Apoi cum mă cheamă, i-am spus. Și tot ce am vorbit eu cu el, tratându-l că este un turnator, și în timp am descoperit că nu era, era chiar un securist. Tot ce am vorbit cu el, el a spus sus. Dar nu a pus nimic mai mult și nu a putut să se spune decât numai ce-mi convenea mie, că nu am vorbit. Colonelul, când trăia, și-a spus pe fiecare, băi, ce faci când te prinde? Nu spun pe nimeni, nu poți să nu spui pe nimeni. Trebuie să spui unul, doi, trei prea mult. Dar de ei lor, nu de ei noștri. Și eu bag în pușcărie doi înși, dar nu de ei mei. Unul din Coreleva și unul de la mine, de la Baia. Atât și nimic mai mult.
Dom'le, atât și nimeni mai mult. Nu că doi, nu că nouă, nu că șapte, nu că... Doi și i-a scăpat tot eu la proces. Tot eu i-a scăpat. Ăștia erau securiști, implicați, colaboratori? Ăsta din Conereva ședea cu casa lângă omul unde m-a prins. Și omul ăla unde m-a prins pe mine, la ăsta ședeam eu o zi, două, nu numai eu și alții, și ne spunea, fiți atenți să nu ne vadă Ștefan Danciu, Belcotă Ștefan Danciu, că dacă ne vede ăsta, ne-o lua dracu pe toți. Ăsta e informatorul securității. Eu-l văzusem de zeci de ori pe ăsta, pe diferite, dar el pe mine niciodată. Și când m-a prins pe mine, în Joia Patimilor, în 1954, 22 aprilie, dimineața când am ieșit legat din casa omului aluia, și eu și ortacul meu, el cu o pălărie așa ca pe sprânceană, se făcea că sapă la pruni. Casele Conereva sunt așa, răsfirate. Te mănâncă lupii de la o casă pe la alta. Și mă uit către el așa, cum săpa. Dar un securiș care erau pe, la mine, pe lângă mine, pe 20-30, îl cunosc, zic, da. E omul de Vitale, da. Ia vină, mă, cu pleacă cu sapa pe umăr. Lapădă, mă, sapa în aia, măti. Și când au zis așa, m-am gândit eu, Doamne, cât îți de artiști. Parcă nu el, eu adus, mă gândeam eu. Că cine m-a putut vedea pe mine, de unde am venit eu, decât Duicu, care nu putea să mă dea. Urdăreanu, unde nici atât. Zic că ăsta, întâmplătorul, a fost pe afară azi noapte, m-a văzut, a anunțat și uite. Și spun despre ăsta că mi-a dat mâncare, că mi-a dat informații, că mi-a dat muniție. Și, domnule, până la urmă aflu că nu el. Aflu că nu el. Ce mâncare ți-a dat? Hrană rece, că zic că se ferea de soție, zic să nu-i bag muierea, că nu știam nici cine-i muierea. Și ce s-a mai dat? Informații. Ce-i fost? Când vineți securitatea în zonă și armată. Și ce s-a mai dat? Muniția. Cartușe, da. Și îl pune de față cu mine după două săptămâni. Zice, băi, Ciurică, mai mult sunt belcot aici. E o greșeală. Nu e ăsta. Ăsta e domnule. Pe ce ne poți dovedi? Și am început să descriu cum arată. Și mai mult cum avea o mână în firmă și știam. Dantură albă, o mână și-l aduce domnule față, în fața mea acolo. Și-l întreabă anchetătorul lui, eu aveam doi și el cu una la lui, venit acolo. Îl cunoști? Și Belcotă săracul, domnule capitan, să-l dea Dumnezeu să nu mai calche arbă verde dacă a văzut omul ăsta în viața mea. Ăsta era adevărul.